Vă salut, începem testul de antrenament numărul 11 în ordine, după cum ne-am obișnuit. Primul exercițiu, calcule cu fracții zecimale. Vei aduna 0,6 cu 0,8, 1,4. Împărțit, nu mai e nevoie de paranteză, poți să scrii direct, împărțit la 0,7, minus 0,25 ori 4, 1,00, adică 1, și facem împărțirea. Mutăm virgula, adică mulțim cu 10, peste câte o cifră, deci vei avea 14 împărțit la 7, minus 1, 2, minus 1, 1. Dacă ai probleme cu calculele, cu fracții zecimale, te rog să scrii și revin cu clip explicativ pentru orice operație cu fracție zecimale. Trecem la cel de-al doilea, vom înlocui direct 2a minus 5, am înlocuit x-ul cu a, minus 2 ori 2, 4 minus 5 fac minus 1, egal, 2 ori f de 4, 2 ori 4, 8, minus 5, 3, ceea ce e echivalent cu 2a minus 5, minus 1 se scrie, nu se mai scrie, dar schimbă semnul numărului din paranteză, egal cu 6, ceea ce e echivalent cu 2a minus 4 egal cu 6. Atenție la calcule semnului 5 pentru că este mai mare decât 1 și faci scădere pentru că sunt diferit. Trecem 4 în partea cealaltă, 6 plus 4, 10 și împărțim prin 2, deci A-ul este 5. Trecem la cel de-al treilea exercițiu. Orice ecuație logaritmică se începe prin a impune condițiile de existență. Deci impunem x pătrat minus 7 strict mai mare ca 0. Argumentul strict mai mare ca 0. Și amintesc formula, definiția logaritmului. Logaritm în baza a din x este numărul n cu proprietatea că baza ridicată la rezultat la n este x. X egal cu a la n. În condiții în care a și x sunt pozitive, au diferit de 1. Și o traducem în cazul exercițiului nostru. X pătrat minus 7 egal 3 la puterea a doua, deci 9, de unde x pătrat egal cu 7 plus 9 fac 16, de unde x egal plus sau minus 4. Verificăm, plus sau minus 4 la pătrat minus 7 este pozitiv, adevărat, 16 minus 7 pozitiv, deci ambele soluții sunt convinse, sunt bune. Pentru a calcula probabilitatea, eu te sfătuiesc și la BAC întâi să scrii definiția, numărul cazurilor favorabile pe numărul cazurilor posibile. Posibile sunt numărul de elemente ale mulțimii de unde le alegi pe n. De la 1 la 20 sunt 20. Și acum le căutăm pe cele favorabile, astfel încât 2n să fie multiplu de 10. Un număr se divide cu 10 dacă are 0 la sfârșit. Și le verificăm pe rând. 2 ori 5 ne va da 0 la sfârșit. 2 ori 10 ne va da 20, deci 0 la sfârșit. 2 ori 15 ne va da 30, deci 0 la sfârșit. Și 2 ori 20 ne va da 0 la sfârșit, deci avem 4 cazuri favorabile și atunci avem 4 pe 20, adică simplifici 1 pe 5. Și am ajuns la cel de-al cincilea exercițiu al acestui subiect. Cred că am dat puțin prea departe, m-am întors înapoi. Cel de-al cincilea, în care ni se cere să determinăm numerele reale A pentru care e mai egal cu OB. E în mijlocul segmentului OA. Amintesc formula de calcul a coordonatelor mijlocului, formulele de calcul. X-ul mijlocului este X-ul, abscisele, suma abscisele capetelor segmentului și Y-ul, ordonata la fel, YK plus YK pe 2. Am mai amintit și în testele anterioare. Calculăm. O, dacă este sistem de coordonate cu originea nouă, știi din start că O are abscisa și ordonata 0, de coordonate 0, 0 și ne uităm la A, la abscisa avem minus 8, la ordonata avem plus 6. Supra 2 să nu uităm. Deci minus 4 și 6 pe 2, 3. Deci MO are coordonate minus 4, 3. Și acum impunem ca MA să fie egal cu OB. Amintesc și formula de calcul al lungimii unui segment.
x-ului m minus x-ului a la pătrat plus y-ului m minus y-ului a la pătrat. Și să calculăm radical din minus 4 minus minus 8, deci plus 8 la pătrat plus y-ului m care e 3 minus 6 la pătrat. Și vom face calcul. 8 minus 4, 4 la pătrat, 16, 3 minus 6, minus 3, dar radical la pătrat, plus, minusul minus, ne va da plus, deci radical din 25, adică 5. Și calculăm și lungimea celuilalt segment, OB, este radical din x-ul lui O, 0, minus x-ul lui B, A, la pătrat, plus y-ul lui O, 0 minus y-ul lui b la pătrat. Și egal cu radical din a pătrat plus 16. Cele două trebuie să fie egale. Radical din a pătrat plus 16 egal cu 5. Ridicăm la pătrat, deci a pătrat plus 16 este 25. Deci a pătrat este 9. Deci a egal cu plus sau minus 3. Ne uităm dacă ni se cer toate numerele reale. Da, pentru că trebuie mare atenție dacă se cere pozitiv, negativ, dar toate numerele reale, deci sunt bune ambele. Și am ajuns la cel de-al șaselea exercițiu în care ni se cere să determinăm sinusul unghiului B într-un triunghi dreptunghic. Amintesc definiția sinusului ABC. Sinusul unghiului B este cateta opusă supraipotenuză. Adică în cazul nostru cateta opusă lui B este AC, supraipotenuză BC. Ne uităm ce știm. Știm că AB-ul este de 12 și BC-ul e de 13, deci nu știm pe AC. Pentru a afla o catetă, una din laturile unui triunghi dreptunghic, trebuie să calculăm, știind pe celelalte două, trebuie să folosim teorema lui Pitagora. Și o folosim, dar am șters să am loc, să nu mai dăm pe cealaltă pagină și să folosim teorema lui Pitagora. Atenție! Te rog să scrii din vârful unghiului drept că nu vei greși niciodată. Deci AB la a doua plus AC la a doua, am scris catetele, suma pătratelor catetelor, egal cu BC la a doua. Înlocuim ce știm. 12 la a doua plus AC la a doua este 13 la a doua, 144 plus AC la a doua este 169, deci AC la a doua este 169 minus 144, 25. De unde AC este 5? Și te vei duce la sinus. Sinusul unghiului B este AC, care ți-a dat 5, supra, am făcut un 5 mai urât, supra BC, care e 13, și atât ne cereau. Sinusul unghiului B. Deci atenție la definiție, cateta opusă supraipotenuză și evident teorema lui Pitagora. Și am ajuns la cel de-al doilea subiect în care deja te-ai obișnuit, cred, vei avea matrice. La A să arătăm că determinantul matricei A, 4, 3, 1, 3, este egal cu 9. Produsul elementelor de pe diagonala principală, 12, minus produsul elementelor de pe diagonala secundară. Deci, 9, ceea ce e adevărat. Trecem la cel de-al doilea subpunct, să arătăm egalitatea aceea de matrici. Încep să înlocuiești. 4, 3, 1, 3, plus B de 1 înlocuiești X-ul cu 1, 2 ori 1 plus 1, 3, 1, 1, 2, și înlocuiești x-ul cu minus 1 pentru a obține b de minus 1, 2 ori minus 1, minus 2, plus 1, minus 1, atenție la calcule, minus 1, 1 și minus 1 plus 1 fac 0. Și termin acest calcul și pe aia fac 2b de 0 și vom arăta că sunt la fel. Copiez 4, 3, 1, 3 și facem această înmulțire. Prima linie cu prima coloană. 3 ori minus 1, minus 3, plus 1 ori 1, plus 1. Tot prima linie cu a doua coloană. 3 ori minus 1, minus 3, plus 1 ori 0, deci plus 0. A doua linie cu prima coloană. 1 ori minus 1, minus 1, plus 2 ori 1, plus 2. Și a doua linie cu a doua coloană. 1 ori minus 1, minus 1, plus 2 ori 0, plus 0. Și, evident, terminăm calculul.
4313, la care vom adăuga minus 2, atenție la calcule, minus 3, 1 și minus 1. Și terminăm. 4 minus 2, 2. 3 minus 3, 0. 1 cu 1, 2. 3 minus 1, 2. Bun. Putem să-l dăm și pe 2 factor comun. 1, 0, 1, 1. Deci vei împărți fiecare element al matricii la factorul comun. Și acum îl vom scrie pe 2b de 0. 2b de 0 înseamnă 2 ori. 1, 0, 1, 1. Observăm că cele două matrice sunt egale, deci egalitatea este adevărată. Bun, și am ajuns la cel de-al treilea subpunct, la C, în care ni se cere să determinăm numărul real X cu proprietatea anunțată acolo. Te sfătuiesc întâi să calculezi pe B de 1 plus B de 2 plus B de 3 plus B de 9 și apoi să-l egalezi cu 9B de X. B de 1 înseamnă 2 ori 1 plus 1, 1, 1, 1 plus 1. L-am scris exact la fel. Trec la cel de-a 2. 2 ori 2 plus 1. Deci, vezi, evit să fac calculele, pentru că dacă... Și calculele făcute, evident că sunt corecte, dar poate face adunarea mai repede. Sau nu, depinde. Cum ți este ție mai comod? 2 ori 2 plus 1 și avem 2, 1, 2 plus 1. Trecem să-l scriem și pe B de 3. 2 ori 3 plus 1, 3, 1, 3 plus 1. Și eu am să-l scriu și pe B de 9. 2 ori 9 plus 1, 9, 1, 9 plus 1. Bun. Hai să facem calcule. Și după ce facem calcule, adunăm element cu element și vom gândi cum calculăm acele sume, la ce trebuie să apelăm ca să putem calcula acele sume. Acum, fiind doar până la 9, pot să le și adun direct, dar nu te sfătuiesc că dacă suma conține mai mulți termeni. Deci avem 3, 1, 1, 2 plus 5, 2, 1, 3 plus 7, 3, 1, 4 plus puncte, puncte, 2, 9, 18 și cu 1, 19, 9, 1, 10. Și suma va fi 3 plus 5 plus 7 plus 19, 1 plus 3 plus 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 9, să nu pierdem vreo 1. 1 plus 1 plus 1 de 9 ori, pentru că ne uităm câți termeni are suma, chiar să scriu de 9 ori, și mai avem 2 plus 3 plus 4 plus 10. Bun, și calculăm. Observăm că diferența dintre 5 și 3 este 2. 7 și 5 este 2. Deci avem o progresie aritmetică cu rația 2. Amintesc suma cu care formula de calcul a sumei unei progresii aritmetice. Este indicien, este a 1 plus a n, primul plus ultimul termen pe care l-ai scris, ori numărul de termeni pe 2. Deci, primul termen plus ultimul termen, ori numărul de termeni, care la noi sunt, avem 9 termeni, ia uite aici, mă uit, 9. Deci, ori 9, pe 2. Cealaltă, putem să o tratăm la fel, rația e 1, deci putem să tratăm ca o progresie, sau pur și simplu știi suma Gauss, formula de calcul a sumei Gauss, 1 plus 9, ori numărul de termeni, pe 2. Am folosit aceeași formulă de la progresie. 1 plus 1 plus 1, adunat de 9 ori, 9. Și de la 2 la 10 avem o progresie cu rația 1. Putem proceda la fel. Deci 2 plus 10 ori numărul de termeni, în cazul nostru 9 pe 2. Și terminăm de calculat. 3 și cu 9, cu 19, 22, împărțit la 2, 11. 11 ori 9, 99. 10 pe 2 fac 5, 5 ori 9, 45. 9 rămâne așa, 2 ori 10,
2 plus 10, 12 împărțit la 2, 6, 6, 8, 9, 54. Hai să-l dăm și pe 9 factor, pe lângă 11, 5, 1, 6. Ca să-l aflăm pe X, noi trebuie să egalăm această matrice cu 9 pe de X. Deci vom avea egalitatea, pe care o scriu aici dedesubt ca să se vadă clar. Deci, 9 ori matricea 11, 5, 1, 6 trebuie să fie egală cu 9 b de x. 2x plus 1, x, 1, x plus 1. De unde observăm că x egal cu 5 și verificăm. 2 ori 5 plus 1 vor face toate aceste calcule, ne vor da 11 după ce le finalizăm, 5 plus 1, 6. Deci, x-ul este 5. Și am terminat acest exercițiu, vom trece la cel de-al doilea din acest subiect, în care ne-am obișnuit deja la punctul, avem o compunere. 2 compus cu 6. 2 plus 6 supra 2, minus 2 ori 6 pe 3. 2 plus 6 fac 8, 8 pe 2 fac 4, minus. 6 și cu 2 se simplifică, avem 2, 2 ori 2, 4, deci 0. Adică relația este adevărată. Am trecut deja la B, în care ni se cere să aflăm numărul real X, pentru care X compus cu 6 este 6. Facem X compus cu 6, primul element X, al doilea e 6. Deci, X plus 6 supra 2, minus X ori 6 supra 3 egal cu 6. Și vom face calcule. Numitorul comun este, hai mai bine să simplificăm, că parcă mi se pare mai ușor. Am simplificat aici cu 2 și atunci avem x plus 6 supra 2 cu 3. Am simplificat și ne-a rămas x ori 2, 2x egal cu 6. Și acum înmulțim cu 2, adică eliminăm numitorul, amplificăm aici cu 2 și aici cu 2. Deci avem x plus 6 minus 4x egal cu 12. De unde? X minus 4x, semnul lui 4 pentru că e mai mare decât 1 din fața lui x minus, și faci scădere că semnele sunt diferite. 3x. Duci 6 în partea elaltă, 12 minus 6 fac 6. Și împarți prin ceea ce este lângă x, împărțit prin minus 3. Deci x egal 6 pe minus 3, minus 2. Și am determinat numărul real x. Și am ajuns la ultimul subpunct al acestui exercițiu, să aflăm numerele întregi cu acea proprietate. Fac compunerea întâi. M plus 3M supra 2 minus M ori 3M supra 3 mai mare sau egal cu 2M minus 3. M și cu 3M, 4M. Pe 2, 2M. 3 cu 3 deja l-am tăiat. Minus. M pătrat. Mai mare sau egal cu 2M minus 3. Tăiem 2M cu 2M și facem mulțirea cu minus 1 ca să obținem o relație mai frumoasă. M pătrat, atenție, la mulțire sau împărțire cu minus, cu un număr negativ, sensul inegalității se va schimba. Mai mic sau egal cu 3. Extragem radical, dar atenție la extragerea radicalului, modul din M mai mic sau egal cu radical din 3. Și dacă ne gândim ce numere au modulul mai mic decât radical din 3. Uite, dacă le punem pe o axă, avem radical din 3 și minus radical din 3. Toate numerele între minus radical din 3 și radical din 3 au modulul mai mic sau egal cu 3. Dar noi trebuie să le alegem doar pe cele întregi. Păi între minus radical din 3 și radical din 3, numere întregi vor fi minus 1, 0 și 1. Și le vom scrie. M aparține, punem și o acoladă, minus 1, 0 și 1. Numerele, doar numerele întregi. Am ajuns la cel de-al treilea exercițiu. Începem cu A. Derivata. De data aceasta chiar o derivată ușoară. E da. Atenție, 2 constant, îl păstrez unde este. X la 4-a derivat, cobor gradul, 4x la 3. Minus 2 îl copiez,
x la 3-a derivat, 3x la 2-a. 3 e o constantă, derivată ne va da 0. Egal. Facem simplificarea 2 cu 4. Deci 2x la 3-a minus 6x la 2-a. Și dăm factor pe 2x la 2-a. Pe lângă, x la 3 împărțit la x la 2-a, x. 2 împărțit la 2 nu l-am mai scris. Minus 6 împărțit la 2, 3x la 2 împărțit la x la 2, x la 0 e 1, nu-l mai scrie. Deci am obținut relația anunțată. Trecem la B. Înlocuim direct derivata, pentru că avem calculată mai sus, 2x pătrat pe lângă x minus 3 supra x pătrat ori e la x. Tăiem x pătrat cu x pătrat și avem limită când x tinde la infinit din 2x minus 6 supra e la x. Dacă înlocuim cu infinit, 2 ori infinit, infinit, e la infinit, infinit. Deci avem cazul de nedeterminare infinit pe infinit. Și vom folosi regulile lui L'Hôpital, adică derivăm numărătorul, partea de sus, 2 ori 1, 2 minus 0, deci 2, supra e la x derivat este singura funcție care prin derivare nu se schimbă. Și atunci avem 2 pe e la infinit, infinit, 2 pe infinit, 0, 2 pe ceva imens de mare, 2 pe infinit, 0, deci limita cerută, 0. Am amintit într-un test anterior că orice inegalitate, cu rare excepții, vor fi rezolvate cu ajutorul tabelului de variație a funcției. Deci x, f derivat de x și f de x. De aici vei reuși să demonstrezi inegalitatea. Vei scrie domeniul minus infinit plus infinit. Pasul următor. Egalezi derivata cu 0. Noi o avem mai sus, deci 2x pătrat pe lângă x minus 3 egal cu 0, cu două cazuri. X pătrat 0 de unde x-ul e 0 și x minus 3 e 0 de unde x-ul e 3, pe care le vei pune în ordine strict crescătoare pe rândul lui x. Aici derivata este 0. Stabilim semn. X pătrat este întotdeauna mai mare sau egală cu 0, această cantitate, deci nu îți va schimba semnul. Și atunci semnul este dat, se va schimba doar în funcție de au de la coeficientul lui X. Deci până la rădăcina acestuia avem semn contra lui A, minus, și după aceea semnul plus. Poți, de fapt, și să dai valori. Dai valoarea minus 1, dai valoarea 1, dai valoarea 4, să zicem. Îți alegi 3 valori pentru fiecare interval. Și atunci îți vei stabili semnul, chiar dacă nu știi regulile de semn de la funcția de gradul 1. Dacă derivata este negativă, funcția descrește. Derivata pozitivă, funcția crește. Aici vom avea un minim pe care îl calculăm. Deci f de 3. Observăm că este f de 3 minimul acesta și îl socotim. 3 la 4 pe 2 minus 2 ori 3 la 3 plus 3. Și vom face toate calculele. 3 la 4, 81 pe 2 minus 2 ori 27, 54 plus 3. Care ne va da 81 pe 2 minus 54 plus 3. 51, am pus semnul 54 și am făcut scădere, aduc la același numitor, 81 minus 102 pe 2 minus 21 pe 2. Observați, funcția descrește până la minim, crește după aceea. Deci pentru că minimul funcției este minus 1, minus 21 pe 2, funcția f de x este mai mare sau egală cu minus 21 pe 2, indiferent de numărul real x. Ia uite, oriunde aș lua x, pe săgeata aceasta f de x este mai mare decât minus 21 pe 2. Uite, chiar din coace. F de x este mai mare decât minus 21 pe 2. Deci, tabelul de variație te ajută în mod real. Și evident, câteva cunoștințe. Derivată pozitivă, funcție strict crescătoare. Derivată negativă, funcția este strict descrescătoare. Și trecem la ultimul exercițiu din acest subiect, în care la primul punct ți se cere o integrală, de regulă ușoară, 2x plus 1, și facem calcul.
copiez 2-ul constant, da? Și înmulțesc cu, ridic gradul, x la 1, deci x la 2 pe 2. Am mai amintit formula într-un test anterior. Integrala dintr-o constantă e constanta ori x. Deci plus x, 2-ul cu 2 îl tăiem, să nu uităm de capetele 0 și 2, deci vom avea 2 la a doua minus 0 la a doua plus 2 minus 0. Deci 4 și cu 2 fac 6, exact ce trebuia să arătăm B. Calculați integrale de la 0 la 1 din 1 supra 2x plus 1 dx. O integrală care se lucrează prin schimbarea de variabile. U de x, 2x plus 1, funcția de la numitor. Derivata acestei funcții este 2 ori 1, 2, pe care noi nu avem. Deci o vom scrie de la noi, am pus-o acolo unde ne trebuie, dar voi pune în față 1 pe 2 ca să nu schimbăm valoarea integralei. Și acum vom avea 1 pe 2, integrale de la 0 la 1 din u derivat de x supra u de x, de x. La u derivat eu o să-l tai, dar la bac nu, te rog să nu tai. Nu te mai uiți, te-l încercuiesc, nu te mai uiți. Și atunci tu vei citi, 1 pe 2 îl copiezi, integrală din 1 pe u. Dacă te uiți în lista cu formule, integrală din 1 pe x de x este logaritm natural din modul din x plus c dacă este primitivă. Deci, citim 1 pe u, vom avea logaritm natural din modul din u între capetele 0 și 1. Și vei înlocui 1 pe 2 pe lângă. Logaritm natural 2 ori 1 plus 1, 3, minus logaritm 2 ori 0 plus 1, 1. Aici gândești e la ce putere îți dă 1, 0, nu-l mai punem, și atunci rezultatul este 1 pe 2 logaritm natural din 3. Și am ajuns la ultimul subpunct în care ni se cere să determinăm numărul real cuprins în intervalul 0,2 cu proprietatea că integrală de la minus a la a din 1 supra x pătrat plus înmulțim cu 2 funcția f de x, deci ne va da 4x plus 2 și mai adăugăm 2. Terminăm de calculat și după aceea o să vin să egalez cu 2 pe 3. Deci avem integrală de la minus a la a din 1 supra x pătrat plus 4x plus 4. Observăm că este un pătrat perfect. 1 supra x plus 2 la a doua. 4 este 2 la a doua, x la a doua, clar x-ul la a doua. Și atunci x plus 2 la a doua și verificăm 2 ori 2 ori x ne fac 4x, fac. Îl vom scrie altfel, x plus 2 la minus 2. Derivata lui x plus 2 este 1. O avem. Și atunci gândim așa, u derivat ori u la minus 2. Adică u la minus 1 pe minus 1, u derivat doar trebuie să-l ai. Nu-l mai, cum să spun, faci abstracție de el. Și atunci integrală din u la n, u la n plus 1 supra n plus 1. Adică vom avea x plus 2 la minus 2 plus 1 supra minus 2 plus 1. Adică minusul acesta scriu în fața fracției 1 pe x plus 2. Între capetele minus a și a. Vom înlocui întâi cu a. Minus 1 pe a plus 2 minus și cu minusul pentru că fac scădere voi avea plus 1 supra voi înlocui x-ul cu minus a. Minus a plus 2. Voi șterge puțin partea de deasupra ca să pot face calculele aici. Cred că este suficient. Deci vom avea, îl scriu întâi pe cel de-al doilea, 1 pe 2 minus a, minus 1 pe 2 plus a. Și termin calculul. Numitorul comun, 2 plus a pe lângă 2 minus a, 4 minus a pătrat și amplific aici cu 2 plus a, aici cu 2 minus a. Și avem 2 plus a minus 2 plus a. Atenție că am schimbat semne. Deci, 2a supra 4 minus a pătrat. Pe care îl voi egala cu 2 pe 3. De unde? 6a egal cu 8 minus 2a pătrat. Adică, 2a pătrat plus 6a minus 8 egal cu 0, împart prin 2, deci vom avea a pătrat plus 3a
minus 4 egal cu 0. Bine, se observă că au 1, dar eu te sfătuiesc să faci delta și după aia să spui care soluție convine și care nu convine. 9 minus 4 minus 4 plus 16, 25. De unde vei avea? A1, 2 egal. Minus 3 plus sau minus 5 pe 2. De unde? Minus 1 pe 2 minus 4, dar nu convine pentru că nu aparține intervalului cerut. 0, 2 și minus 3 plus 5, 2, 2 pe 2, 1, ceea ce convine. Deci AU este 1 în intervalul 0, 2. Bun. Te rog să lași un comentariu, orice claritate o voi explica într-un clip. Și ce te interesează, adică, nu știu, operații cu fracții sau progresii sau, nu știu, ceea ce te interesează în mod special, fiindcă nu sunt foarte clare, te rog să scrii și revin cu un clip explicativ. Spor și ne auzim la următoarea variantă.